Continuă emisiunea Ideale Buzoianului. Vorbim cu domnul senator Alde Dorin Bădulescu. Și, domnule Bădulescu, am un mesaj pe care vreau să vi-l citesc. A sosit înainte de pauză și vă întreabă cineva dacă s-a schimbat legislația privind transportul elevilor cu microbuzele aparținând inspectoratelor școlare care au inscripționat transport elevi. Și spune că ar trebui să verificăm zilnic, în jurul orei 7 dimineața, în stația din Micro 3, lângă Episcopie, cum un microbuz cu un anumit număr de înmatriculare transportă doar persoane majore, probabil salariate ale unor școli, persoanele respective. Da, am mai auzit de astfel de fenomene și n-ar fi primul în care spun eu așa, dacă vreți, în mod abuziv, ca să o dau, să o spun direct, primăria sau responsabilul care are în gestiune respectivul microbuz, dispune de microbuz după bunul lui plac. E interzis, nu s-a modificat nicio legislație. Lucrurile astea sunt pur și simplu abuzuri ale organelor de conducere. Aceste microbuze sunt special destinate elevilor și nu au ce să transporte altceva decât elevi către instituțiile de învățământ. Cine îi poate sancționa dacă fac altfel decât trebuie? În mod normal, există organe de cercetare penală care ar A, trebui deci să se trebuie făcută o autosesizeze. reclamație, Evident. probabil. Bun, așa că îi spunem telespectatorului care a revenit cu problema, a mai semnalat-o și ieri. Haideți să vorbim puțin despre ce se întâmplă în Buzău. Faceți parte din ALDE Buzău și bănuiesc că știți care le sunt problemele buzoienilor în aceste zile. În primul rând, vorbim despre căldură, Cea mai gigacalorie. mare problemă a buzunărilor e mărirea prețului gigacaloriei, nu? Da. Bun. Ca idee și mesaj și clar ALDE este împotriva măririi cu un singur leu a gigacaloriei. Nu există și o țuică și un coniac. Și de unde să vină banii? Că Așa primăria vrea să cum, facă un așa împrumut, un cum, alt împrumut. așa cum primăria s-a descurcat an la rând. Se va descurca și anul ăsta și trebuie să S-a descurce. descurcat cu bani de la guvern, domnule Bădulescu. Nu mai S-a vin banii de descurcat la și cu guvern. bani de la guvern și cu bani din împrumuturi, pentru că și eu am fost consilier municipal și știu că s-au făcut împrumuturi Pe care le astfel plătim încât noi, buzoienii, și astăzi. Sunt de acord cu dumneavoastră, numai că subvenția la căldură e o chestiune care nu poate fi discutată în prag de iarnă. Dacă aveam o astfel de discuție pe tăierea subvenției la gigaca pentru căldură trebuia discutată în primăvară, astfel încât buzoianul să aibă timp să-și așeze lucrurile. Nu poți să vii în prag de iarnă să anunți că nu mai subvenționezi mai întâi, apoi subvenționezi doar parțial gigacaloria, pentru că buzoianul, cel care este încă în sistemul centralizat, are niște probleme. Dar nu vin problemele tot de la București? Că vorbeați despre domnul Teodorovici mai devreme. Cum de nu mai sunt bani pentru ajutoare de acest fel? Eu nu știu dacă neapărat nu sunt bani. Eu sunt doar cuvintele domnului primar Toma. Că nu vin bani de la guvern? Spuneți Da. că ar veni, dar nu vrea să-i primească domnul Nu, nu, Toma. nu, nu, nu. E doar ce spune domnul Toma. A, deci Aveți încă dumneavoastră dumneavoastră această considerați că vin confirmare? bani. Eu cred că pot E veni. cam târziu să Păi e vină, cam când târziu, mai dar vin? depinde ce demersul a făcut și primăria municipiului Buzău. Dacă până la momentul ăsta te-ai centrat în ideea de a nu subvenționa, normal că n-ai făcut nici cerere. Din bugetul local. Da, normal că Dar nu ai făcut nicio solicitări au cerere. fost către guvern și au venit răspunsuri că e posibil să nu fie bani. Au venit, ați văzut dumneavoastră un răspuns de genul ăsta? E, o să rugăm pe Sunt domnul Toma să ne curios arate să văd negru răspunsurile. pe alb unde guvernul spune că s-ar putea să nu fie bani. Eu nu cred. Domnule senator, ar fi tare bine să vină banii de la guvern. Ar fi Ce vreau extraordinar, vă să dați seama. vă spun, legat de chestiunea asta, haideți să vedem un lucru. Știți, guvernul, da, Parlamentul, emite niște legi în care cresc pensiile și salariile și vine domnul Toma la Buzău și spune eu nu mai subvenționez, astfel că aceste creșteri practic le anulez. Eu așa o văd. Eu așa o văd. Pe de o parte, guvernul face eforturi și efort bugetar mare să mărească pensii și salarii. Pe de altă parte, vine domnul Toma la Buzău și spune eu anulez
frumos, stai subvenția gigacalorie, că oricum aveți salarii și pensii. Oare fi drept? Dumneavoastră știți că sunteți în coaliție cu PSD. Da, suntem în coaliție cu PSD. Aveți și pe domnul Ciolacu acolo, nu? În grupul dumneavoastră, nu? Eu nu l-am pe domnul Ciolacu adică în grupul meu. Adică sunteți colegi de grup parlamentar, de coaliție, în niciun caz. Nu de grup parlamentar. De coaliție, da, dar da. Nu de grup parlamentar. Noi avem, ALDE are linia lui proprie și linie liberală, PSD-ul are linia social-democrată, linia lui. Sunt anumite și anumite teme la care ALDE ține foarte mult și pe care PSD e dator să le respecte. Așa cum și PSD-ul ține la anumite teme foarte mult și noi suntem datori să respectăm anumite teme. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fim confundați. Nu vă confundam, vă întrebam, pentru că dacă spuneți că domnul primar nu vrea să accepte niciun dacă ajutor nu vrea, la București, nu vrea... la București e domnul Ciolacu. Asta ar însemna nu știu că cât mai este domnul conflict. Ciolacu la București, la București în momentul de față, că nu mai este vicepremier. Da, da, și acolo în n-aș putea să vă spun, României, n-aș putea să vă spun ce relații și ce mă rog, cum este văzut acum domnul Ciolacu, că e problema dânsului. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. A renunțat telespectatorul, ruga să revină. Am un mesaj de la cineva și o să vă spun care este opinia mai multor buzoieni, nu a tuturor, clar, că e doar opinia celor care au centrale amplasate și mulți dintre ei au făcut credite. Spun oamenii că nu e bine să facă primăria un împrumut pentru că banii ar trebui să meargă în investiții. Un telespectator spune trebuie să dea socoteală primăria pentru împrumutul pe care vrea să-l contracteze și să țină cont de opinia buzoienilor. Da, eu i-aș întreba pe cei care pun astfel de întrebări dacă l-au întrebat pe domnul primar Toma cum s-au dus banii din primărie către investiții de peste 24 de miliarde în spectacole organizate cu ocazia Drăgăicii. Că sunt tot banii buzoienilor. Sau cum s-au dus anumite sume de bani în copăcii ăștia plantați de urbis în locul castanilor. Că unii erau vreo 20 de milioane și îi găseai la anumite pepiniere cu 2 milioane. Sunt anumite întrebări care se ridică și aici. Și de-aia spun că undeva lucrurile trebuie să fie în echilibru. Nu trebuie să clamăm că n-avem bani acum pe spinarea celor care nu, trebuie să suporte costurile gigacalorii. Cei și spectacole și nu vor să primească cei de la RAM ajutoare, pentru că ei nu primesc având centrale. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Părerile sunt împărțite. Da, păi tocmai. Vă rog. Alo, bună seara. Bună seara. Să fii domnul Bădulescu. Aș vrea să vă întreb pentru persoane cu dizabilități la teatre, la spectacole, chiar nu se poate face nimic pentru că este foarte mare scump biletul și pentru cei pentru persoanele cu dizabilități și pentru persoanele pensionare nu pot intra gratuit. Am înțeles, să am înțeles. Pe domnul senator, vă mulțumesc pentru intervenție. Sigur, pentru anumite categorii defavorizate, trebuie să avem în vedere anumite măsuri, astfel încât într-o anumită zonă, și iată o idee bună pentru persoanele cu dizabilități, o anumită zonă, un anumit număr de bilete pentru spectacole să fie oferit, subvenționat, dacă vreți. Sunt o grămadă de chestiuni, dar uite, legat de chestiunea asta, chiar luna aceasta discutăm de o modificare, chiar săptămâna asta am lucrat la o modificare în ceea ce privește, și iată că e o agenție nouă înființată, Agenția de Monitorizare a Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. O agenție care e nou formată, aflată în subordinea Senatului, cu care lucrez în mod direct și care este special concepută pentru a vedea în ce mod instituțiile statului și alte instituții, numai cele ale statului, alte instituții de tip hoteluri, unități de cazare, respectă regulile și legea și regulile privind protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități. Ne transformăm ușor-ușor într-o societate modernă, asemănătoare cu cea din vest, din perspectiva legislației. Să vedem cât de bine o vom pune în aplicare. Da, a revenit respectatorul care vă spunea despre microbuzele acelea care da. Transportă adulți în loc să transporte elevi și vă întreabă, mesajul ALDE nu poate fi și în favoarea elevilor? De ce dacă v-am sesizat o situație nu puteți face demersuri
pentru a eradica astfel de abuzuri. Cu siguranță, am spus că există o lege care trebuie pusă în aplicare. Voi studia această lege și dacă este cazul de înăsprit sancțiunile cu privire la aceste situații, sigur o voi face. Voi face propunerea legislativă de rigoare. Altcineva vă întreabă dacă sunteți de acord cu ajutorul pe care primăria vrea să îl dea pentru centralele de apartament, 7.000 de lei. Probabil știți despre ce e vorba, doar în blocurile aici, unde sunt 1 până la 3 apartamente. Aici sunt într-o anumită măsură de acord, dar pot să vă spun și altceva. Pot să vă spun că dintr-o altă perspectivă, mai avantajos este și în marile state europene, mai avantajos este sistemul centralizat. De ce? Fie din punct de dacă vreți din punct de vedere al poluării, și noi ca cu mediu stăm destul de prost în ceea ce privește poluarea, că avem un singur foc, nu avem mii de focuri. Că un sistem centralizat teoretic și practic ar trebui să fie creionat de asemenea natură, astfel încât să asigure confortul populației, și mă refer la cea, în gen special la cea din blocuri, pentru că aici este o întreagă discuție, cea din apartamente. Și iată că undeva, cumva, Buzăul, ne aflăm într-o anumită zonă în care nu suntem taman în concordanță cu ceea ce se întâmplă în altă parte. Sigur, nu poți obliga pe cineva să stea branșat la sistemul centralizat dacă consideră că o centrală de apartament îi satisface mai bine cerința de confort. Dar îl poți obliga să renunțe la sistemul centralizat? Nici acest lucru nu îl poți obliga din punctul meu de vedere, dar dacă există acest ajutor în contextul în care s-a făcut un calcul economic și practic pierderile sistemului centralizat sunt mult mai mari decât contravaloarea unei centrale de apartament. Nu poți păstra branșat un întreg bloc pentru un singur apartament. E o chestiune de eficiență energetică. Până la urmă, și RAM-ul, chiar dacă este o societate a primăriei, este un agent economic. Iar agentul economic nu trebuie să piardă, adică cel puțin să nu fie în pierdere. Cunoașteți că sunt probleme acolo, cunoașteți și faptul că domnul Constantin Tacea și-a dat demisia în urmă cu o săptămână sau două. Sigur, RAM-ul este într-o poziție disperată. Pe simplu fapt că în sistemul ăsta de termoficare al Buzăului nu s-au mai făcut foarte multe investiții. Eu văd niște investiții în șosele în județul Buzău, dar ce se întâmplă când o începe să pleznească țevile veche ale ramului? Oare nu va trebui să le găurim? Din nou! Ajungem în situația veche. Întâi facem strada, după aia o tăiem ca să reparăm țeava de apă, țeava de gaze, țeava de căldură sau nu știu care țeavă. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, doamna Noble, bună seara, domnului Bădulescu. Bună seara. Stimate domn, orice administrație locală sau națională nu o să mulțumească toți locuitorii. Asta e evident. E evident. Eu, unul personal, mă declar mulțumit după 2 ani de mandat, să zic așa, ai domnului primar, punem o paralelă cu cei 20 pe care a avut domnul Boșcodeală. Într-adevăr, s-a văzut o schimbare de viziune asupra modului în care trebuie să arate un oraș în 2000 și ceva zile noastre, da? Față de cum s-a cheltuit banul. Dar nu sunt de acord că dânsul a pus piciorul în prat încă din prima zi când a venit în primărie și a zis că va stopa risipa banului public către acele instituții, firme care sunt niște găuri negre. Că a cheltuit nu știu câte miliarde cu Drăgaica sau cu alte activități, asta o va trebui să dea socoteală la Curtea de Conturi, că nu vor face controle. Dar cred că și buzăienii au meritat și merită spectacole și
alte, să zicem, organizări de evenimente, pentru că trebuie să ne mai și distrăm puțin, poate ne desfățim frunțele, nu doar să stăm înfruntați. Ziua de astăzi pune multă presiune pe locuitorii oricărui oraș. Și nu cred că nu a fost de bun augur aceste inițiative. Să înțeleg că nu sunteți de acord cu împrumutul pentru subvenționarea căldurii. Păi nu sunt stimat, doamna Magda, de ce? Dânsul, domnul primar, a afirmat încă din prima zi când a intrat în primăria municipiului Buzău că va stopa aceste plăți în firme care sunt în colaps financiar. Ramul este într-un colaps financiar. Oricând, creditorii la care Ramul este împrumutat poate să ceară intrarea în insolvență și... Da, dar sunt încă 11.000 de apartamente racordate la RAM. Asta așa este. Nu am nimic cu acești oameni. Dar și cei care și-au pus centrală poate n-au avut bani. S-au împrumutat. Nu toți am avut bani de centrală când am făcut. Pentru că și pe acești oameni i-au costat. Dar au făcut un efort financiar. Nu e susținut de nimeni decât de ei însăși. Și și-a făcut, pentru că nu a fost să mai stea cu frica că o să mai dea sau nu guvernul, o să mai dea sau nu primăria, subvenție. Trăim într-o societate în care, în economie, da? În care pe piață rezistă doar firmele care au randamente. Eu nu cred, stimate domn, eu nu cred că discutăm aici de firme și de, când discutăm de soarta vreo 10.000 de, 11.000 de apartamente. Una e eficiența firmei, alta este soarta, păi ce fac, închid ramul și nu le mai furnizez căldură. Pe cei care și-au pus, centrale, nu i-au obligat nimeni să-și pună centrale, au făcut acest lucru că au vrut. Nu îi putem debranșa automat pe aceste 11.000 de apartamente, că ajungem în situația altor orașe care au făcut prostia asta și n-a fost foarte bine. Atunci îmi spuneți că la Sibiu nu este bine, domnul Bădurescu. La ce? Dacă am putea compara Sibiu cu Buzăul. Haideți că las pe domnul senator să... Nu mai există apartament conectat la un centru. Da, dar nu cred că acolo s-a făcut totul într-o lună. Nu cred că s-a trecut la un alt sistem. Domnul primar a spus an de an. Deci nu se face... Deci asta este cea mai mare prostie pe care am auzit-o zilele astea. Că domnul primar acum s-a gândit sau acum pune piciorul în prag. Nu, dânsul a spus de la început. Am înțeles, sunteți de partea domnului primar. Foarte bine. Și criticul și apreciez, stimate domn. Foarte bine. Eu n-am spus că nu a făcut lucruri bune. Eu am o problemă în legătură cu chestiunea asta. Da, pe de altă parte, știu că se acordă ajutoare pentru cei care sunt racordați la RAM și nu își pot achita facturile pentru că au venituri foarte mici. În afară de subvenția care este acordată tuturor. Stați un pic. Aici discutăm de cei cu venituri foarte mici, care sunt o categorie aparte și vorbim de prețul gigacaloriei care este subvenționat. Oricum, acest lucru mai este posibil doar până în 2020. Păi asta chiar voiam să vă întreb. Oricum acest lucru. Haideți să fim rezonabili și să spunem că până în 2020 nu modificăm prețul gigacaloriei pentru că asta este situația și până în 2020, dar să fie foarte clar, populația care este branșată în sistemul centralizat va avea timp să se gândească. Nu pot să vin în prag de iarnă să zic măresc cu 1 milion prețul gigacaloriei. Sau, mă rog, cu cât s-ar mări. Până la urmă se va mări, din câte am înțeles. Păi, ultima discuție și ultimele luări de poziție ale domnului primar sunt în sensul de a propune un proiect de majorare a prețului gigacaloriei, lucru cu care noi nu suntem de acord. Și nu suntem de acord și v-am expus și de ce. Dacă e să discuți despre această posibilitate de subvenționare și de mărire a prețului gigacaloriei, trebuia să fie luat în discuție de la bun început ca omul să știe ce are de făcut. Mai mult decât atât, mărirea prețului gigacaloriei nu-i mai poate permite în momentul de față un om care gândește că, să zicem că ar avea o sumă de bani, gândește că ar vrea să debranșeze ca să nu mai plătească la RAM. Nu mai poate. De ce nu mai poate? Pentru că RAM-ul deja a băgat apă în sistem, nu mai poți primi un aviz de debranșare. Dacă te debranșezi în acest moment, să spunem că ar putea să o facă, te debranșezi nelegal. Asta este hilarul situației. Anunți când omul chiar nu poate ieși din sistem. Practic îl ții captiv. Dacă ar vrea să-și pună centrală, nu și-ar mai putea pune. Acum. Iată o problemă. Da.
mulțumesc tare mult că ați venit astăzi. Sper să ne revedem curând și să vorbim și despre problemele buzoienilor. Așteptăm cu toții să vedem ce se va întâmpla până la urmă cu prețul gigacaloriei și care vor fi soluțiile găsite. Spuneați dumneavoastră că e posibil să vină și bani de la guvern, pentru că nu e 100% sigur că nu vor veni bani de acolo, nu? Sigur, dacă avem aceste posibilități și avem aceste mecanisme, eu zic că lucrurile s-ar putea rezolva. Vă doresc spor la treabă în continuare. Mulțumesc mult. Și vă mai așteptăm. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează jurnalul Campus TV în câteva minute. O seară bună, la revedere!